Pereții Galeriei Artis a Muzeului Județean au prins viață tablourile pline de culoare ale pictorului slătinean Constantin Mihalache au dat startul primăverii. Datorită bogăției coloristice, inedita expoziție poartă numele de Simfonia Primăverii. Deși este originar din Slatina, aceasta este prima expoziție a pictorului în orașul natal. Mihalache a debutat în anul 2013 cu o serie de lucrări pe care le-a prezentat în cadrul Bibliotecii Naționale din București. Pictura este oglinda sufletului. Eu folosesc, îmi place foarte mult arta abstractă, expresionismul abstract. Asta mă și reprezintă. Alături de pictorul slătinean au fost prieteni, dar și iubitori de artă din județ. Unul dintre ei este poetul Silviu Viorel Păcală, care îi admiră munca, stăruința, dar și talentul. Se inspiră de la liniștea frumos curgătoare a cosmosului, și lucrează într-un ritm infernal, ca să zic așa. Lucrează, că m-a și speriat energia asta lui. Deși a dat dovadă de talent plastic încă din copilărie, Constantin Mihalache și-a concretizat târziu abilitățile. Acesta și-a dezvoltat vocația la anii senectuții, dând astfel dovadă de o voință de fier. Ceea ce îl definește pe Constantin Mihalache este o pictură cultivată într-un stil impresionist și neo-expresionist. Așa cum spuneam, este un pictor care își cultivă cu mare dezinvoltură demersul plastic, un pictor care așează bine culoarea pe suporturile pe care le folosește și care e dominat de o putere de muncă ieșit din comun. Expoziția găzduită de Galeria Artis va fi deschisă publicului larg timp de 2 săptămâni.